Finalul de săptămână a aparținut la Giurgiu fotbalului, jocul cu balonul rotund fiind o pasiune pentru care microbiștii se pregătesc întotdeauna cu atenție pentru a o digera cât mai bine. De fiecare dată această pasiune ridicându-i pe cei mai mulți la cote nebănuite de simpli muritori, mai puțin sensibili în ale sportului rege. Liga 4-a fotbalistică a continuat sâmbătă cu penultima etapă din tur, cea de-a 12-a. O etapă cu rezultate previzibile care nu a dus la modificări în fruntea clasamentului. Un pronostic înaintea fluierului de început. Bineînțeles, noi suntem pregătiți pentru 3 puncte, deci victorie. Suntem în etapa 12-a, penultima din tur, da? Cum vă vedeți la finalul turului? Păi, ca și obiectiv, vrem să-l îndeplinim, locul 1 la finalul turului, urmând ca la finalul campionatului, la fel, locul 1. După confruntarea directă cu Malu, care a trecut, da? Este partida de astăzi cea mai importantă din tur? Nu este cea mai importantă, doar faptul că ei s-au apropiat la 4 puncte de noi face ca acest meci să fie așa considerat derby, dar după părerea mea e un meci normal de Liga 4-a. Nu consider că este un meci nici decisiv și nici derby. Să înțelegem că veți învinge eu așa ușor? Nu știu, vă dați seama, nicio victorie nu se câștigă ușor, dar vom depune toate eforturile, suntem pregătiți pentru 3 puncte. Cea mai așteptată partidă a etapei a fost cu siguranță cea considerată a fi derbiul Seriei Sud, dintre Dunărea Giurgiu și Mihai Bravu. Giurgiuvenii au intrat pe teren cu gândul la victorie, fără să fie impresionați de succesul oaspeților, care în etapa precedentă reușiseră să învingă pe Arsenal Malu, scoțându-i de pe locul 1 al clasamentului. Pe stadionul din Port, primii care au deschis scorul au fost fotbaliștii din Mihai Bravu, dar Dunărea a egalat imediat, apoi a preluat conducerea în finalul primei reprize, avantajul rămânând până la final în ciuda partidei încrâncenate. La câțiva kilometri distanță, Arsenal Malu a avut o replică ușoară în această etapă și a câștigat degajat pe teren propriu, în confruntarea cu fotbaliștii din Călugăreni, aflați în continuare în coada clasamentului. Iată toate rezultatele etapei, într-o serie de întâlniri în care s-au înregistrat numai victorii ale gazdelor și niciun egal. Înaintea ultimei etape din tur, clasamentul Seriei Sud este următorul.